Cel puțin un om a murit în Australia, în statul New South Wales, după ce o furtună violentă a lovit regiunea. 300.000 de fulgere, dintre care 7.000 doar în Sydney, au fost înregistrate în timpul urgiei. Furtuna a venit însoțită de ploi torențiale și rafale puternice de vânt. Mai multe localități sunt sub ape și zeci de copaci au fost doborâți de bijelie. Peste 7.000 de case au rămas fără electricitate. Din cauza furtunii și ceremonia de deschidere a jocurilor Invictus, la care au participat și prințul Harry cu soția sa, a început mai târziu cu o oră.